Hrănește sufletele, sufletele curate, sufletele acelora care gândesc de bine, care gândesc cu speranță de comunicare și înțelegere între oameni, de dragoste în familie și nu numai, și în afara ei și peste tot. Pentru că dacă nu va fi dragoste și respect și bunătate între noi, nimic nu va. Spre această unitate a Domnului și sărbătoarea sfântă a nașterii Domnului Iisus Hristos. Din an în an sosesc mereu la geam